Fermierii din Olt au început culesul porumbului. Ei spun că lipsa precipitațiilor în anumite perioade se vede acum la recoltat. Slab de tot. Nu v-a ajutat nici ploile. Sau n-au fost când a trebuit? Au fost ceva ploi, dar probabil că nici când au trebuit și nu de ajuns. Cât de cât este, na. Mulțumit așa de bucate, nu prea. Față de anul trecut, mai mică producția? Păi mai mică. Mai mică. S-a intrat și la recoltatul de porumboabe. Din totalul de 83.391 de hectare înregistrate la nivelul județului Olt, vă putem spune că la această dată sunt recoltate 10.000 de hectare. Producția medie obținută este de 4.000 de kilograme la hectar. Și treieratul la Floarea Soarelui se apropie de final în județ. Nici la această cultură producția nu este bună, iar prețul de valorificare este foarte mic și nu permite acoperirea cheltuielilor, susțin fermierii. Anul acesta avem cultivată suprafața de 79.500 de hectare, iar până la această dată s-au recoltat în jur de 50.000 de hectare. În general, prețurile, chiar și la cereale și la toate culturile, au fost mici anul acesta, comparativ cu cheltuielile. La Floarea Soarelui este undeva la 1,70-1,80 lei pe kilogram. După finalizarea perioadei de recoltare, fermierii vor începe pregătirea terenurilor pentru semănat.